Cele câteva familii care locuiesc pe strada Crișan din municipiul Orșova sunt nevoite să se descurce fiecare cum poate când vine vorba de asigurarea apei potabile necesare în gospodărie. Oamenii spun că situația datează de la jumătatea lunii ianuarie, când au rămas cu robinetele pur și simplu pe sec. Ajunși la disperare, au semnalat problema radioteleviziunii Severin. Nu curge. Nu curge. Nu curge din 16 ianuarie. De ce ar curge acum? Uite, nici la baie nu curge. Nimic. Oamenii spun că s-au adresat în mai multe rânduri reprezentanților societății de apă canal. Nu au primit niciun răspuns în acest sens, așa că sunt nevoiți să apeleze la mila vecinilor care locuiesc cu o stradă mai jos. Tot mai vine câte un pic, dar vine câte 10 minute, atâta, și dacă nu e atunci, gata, nu mai e. Zăpada. Și cum vă descurcați în perioada asta? Mai mergem jos, la vecini. Cărăm apă de pe la vecini, topim zăpadă. Ce să facem? Asta e. Văd că aveți mașina de spălat, o mai folosim. Degeaba, ce? Aici e claie de haine. Spălăm ce ne trebuie. Uzul elementar. Reprezentanții societății de apă canal din municipiul Orșova dezmint afirmațiile abonaților. Mai mult, cu seninătate spun că situația durează doar de o zi și este din cauza unei defecțiuni produse la o conductă de alimentare. De ieri au apărut problemele și noi azi dimineața am intervenit și mai intervenim și astăzi, că mai avem încă două probleme pe stradă. Unde va trebui să reparăm țevile la două case unde, din cauza gelului, au înghețat și s-au spart. Cu presa la tâmplă, reprezentanții societății de apă canal dau asigurări celor care locuiesc în zonă că cel mai târziu vineri vor avea din nou apă la robinet.